cât de tare a fost intervenția surorii lui Alex. Sincer, foarte cerebrală fata asta. Mi-a plăcut maxim de ea, deci nu ai cum. Ați văzut ce întrebări? Scurs și la obiect a întrebat-o pe Irina. Mă, Irina, dar tu când ai intrat într-o relație cu Alex, te gândeai la Bogdan? Era în mintea ta și în sufletul tău Bogdan? Și i-a răspuns da. Păi și cum ai, te-ai sărutat cu Alex gândindu-te la Bogdan? Da. Păi atunci ce puii mea a fost asta? Pe bune acum. Și ați văzut că a spus Alex, cred, că a spus ceva de genul că s-a sărutat cu Alex ca și cum ar fi fost un băiat din club. Păi tu în club când te duci, să zicem că te duci săptămânal, în fiecare sâmbătă, te săruți cu toți băieții care găsești pe acolo? Că așa se face, ești în club și te săruți? Că asta nu înțeleg. Irina e rea de muscă, rău de tot. Un comportament de genul nu ar fi trebuit să fie promovat la televizor și nici nu ar fi trebuit dat de exemplu. Nu faceți așa ceva, fetelor, dacă vă uitați, nu faceți așa ceva, că nu așa se construiește nicio relație și nici viața voastră nu este frumoasă să vă trăiți așa. Mai bine să pleci acasă, la Bogdan, dacă în sufletul și în mintea ei este Bogdan, și să încerce joculețele acestea și cu el și afară sau cu oricine altcineva. Că de ce să ne uităm noi la televizor cum se distrează Irina în fiecare sâmbătă la petrecere ca și cum ar fi în club și cum sărută ea băieții ca și cum ar fi în club, nu? De ce să vedem așa ceva la televizor?